În orașul cu floare de tei mai aud și acum pașii tăi. Și nu vreau la Paris sau Rio și nici adio. În orașul cu floare de tei. Fiind într-o scurtă vizită la Chișinău, interpretul de peste Prut, Vasile Șeicaru, a mărturisit că îi place postul nostru de televiziune Busuioc TV. Și nu numai că ar avea filmări făcute la noi, ci din motivul muzicii care este plasată pe post. Ori de câte ori vine la Chișinău ne privește, iar când este în România, cântărețul zice că ne privește online. Busuioc TV vă zice, bine ați revenit la noi în Chișinău. De unde știu eu cuvântul ăsta și Busuioc și Busuioc TV? Mă leagă aminte tare frumoase de, și de postul vostru și de muzica asta pe care o dați voi acolo, pentru că am avut cam de fiecare dată am avut câte o prezență mea acolo, ori un interviu, ori o filmare acolo și mă bucur tare mult când aud de voi și mă uit câteodată pe internet. În orașul cu floare de tei mai aud și acum pașii tăi. Interpretul de muzică folk din România a sfârșit la Chișinău după ce concertul său a fost amânat, transferat de pe data de 14 pe 24 februarie. Fanii acestuia l-au așteptat 10 de zile cu biletele în buzunar, însă au umplut sala Operii Naționale până la refuz. Bună seara, Dragoș, am o întrebare. Ce a însemnat pentru tine, ca organizatorul acestui eveniment, să-l amâni, amânarea lui? Trebuie să recunosc, pentru prima oară de când mi s-a întâmplat să amân un concert. Am întâlnit anumite dificultăți în ziua concertului, pentru că, evident, multă lume care nu a aflat în timpul zilei, n-am putut să aduc la cunoștința publicului, au venit la sală, au fost cam vreo 200 de oameni, dar cel mai tare m-a bucurat faptul că publicul a înțeles situația, puțin dezamăgit, dar nu prea au returnat biletele înapoi și au venit în seara aceasta. Care a fost primul gând al tău atunci? Care a fost ieșirea din situație? Ieșirea din situație nu era altceva decât se găsesc o altă zi. Și am avut, cred că, o mare noroc, că tocmai ziua de 24 februarie Dragobete nu era ocupată, adică nu era alt concert în sala operei. Și un concert de Dragobete cred că e chiar și mai potrivit pentru Vasile Șeicaru decât concertul care era programat pe 14 februarie. Cu siguranță știi despre cum a fost starea biletelor. Oamenii și le-au retras sau au venit totuși mai mult și au mai cumpărat? În primele zile și-au retras biletele doar cei care nu puteau veni efectiv pe 24 februarie, însă până în ziua concertului s-au vândut aproape toate biletele. Încântat de acest lucru, interpretul nu i-a dezamăgit. A venit cu melodiile sale ajunse hituri, dar și cu ceva noutăți muzicale. Vasile Șeicaru susține că oamenilor trebuie să le dai ceea ce le place, ceea ce iubesc. Văd câte ceva. E un spectacol reprogramat pentru că nu au fost condițiile climaterice alea care ar trebui să vină, pentru că eu să ajung la aeroport și atunci am reprogramat, dar mă bucur că a venit lumea. Și primul gând care a fost când ați fost nevoiți să reprogramați concert? Mă gândeam că o să fie foarte mulți care își vor dori bani înapoi. S-a și întâmplat lucrul ăsta. Mulți au cerut bani înapoi, însă au venit numărul celor care au luat bilete după aceea a fost mai mare. Și iată că a fost ok. În general, când un spectacol se anulează, e una, când știi că ai terminat cu el, alta este reprogramarea, știi? Poți să ai surprize. Primul concert a fost programat pe 14 februarie, adică ziua îndrăgostiților. Da. Ați amânat pe 24, Dragobete. Da. Este ceva vreo legătură, anume în această zi a îndrăgostiților? Dacă există între Valentine's Day și... Păi e aceeași treabă. Amândouă vreau să spun că la ora asta sunt sărbători pur comerciale. Adică Valentine's Day este o sărbătoare venită de afară.
care nu știu cât de important. Este un prilej de bucurie pentru, nu neapărat pentru îndrăgostiți, asta o fac cei care își vând materialele. Se bucură de lucrul ăsta cu sufletul tinerii și pe de altă parte cei care vând tot felul de produse, de materiale legate de asta, cum ar fi flori, cum ar fi bomboane și alte cadouri care se fac în perioada aia. Și cei care au localurile, pentru că se adună tineri și petrec. Și dacă tot suntem în ziua de 24 dragobete, înseamnă că propuneți pentru public ceva de dragoste? Eu cam 80% din cântecele mele sunt cântece de dragoste. Oricum vor fi cântece de dragoste în recitalul meu, dar vin și cu piese de pe albumul În orașul cu floare de tei, mai vin și cu alte cântece care sunt poate unele mai puțin cunoscute, însă vin și cu cântece pe care lumea le așteaptă. La cele 10 albume pe care le-am scos eu până acum, începând cu 1984, când tu nu erai născută, cred că așa, erai în scrisorile de dragoste ale părinților tăi, știi, atunci, așa, s-au întâmplat, iată, 10 albume am scos. De pe ele, cel puțin 2-3 au devenit cunoscute. Trebuie să le oferi oamenilor, nu pe toate, dar nu se poate să nu cânt iubita mea să ne aruncăm în mare, nu se poate să nu cânt în Basarabia Florile de Liliac, o piesă pe care o cânt numai aici. Lumea nu știe în România că eu cânt piesa asta. S-a întâmplat odată la Balatul Național să nu mai am cu ce să vină scenă la Bis și am zis, domnule, știu un cântec din armată, Florile de Liliac. Și am cântat piesa asta, a prins foarte tare. Și știu de ce. Datorită liliacului, care este o floare foarte iubită aici. Și cuvântul liliac sună bine în Basarabia. Ca și busuioc, de altfel, să știi. Ca și teiu. Dacă tot a venit primăvara pe meleagurile noastre, cântărețul de muzică folk susține că acest anotimp este cel care îl dezlănțuie, la fel ca urșii care lucru frumos. Vine primăvara. Da. Ce face Vasile Șeicar în această perioadă? Ceva nou? Mă, știi cum este? Venirea primăverii pentru mine este ca un fel de semn pe care cineva mi-l face în momentul în care eu mă concentrez să văd, mai știu eu ce, pe fereastră. Mi-am deschis fereastra și mă uit către grădina mea sau către pădure și văd ceva frumos și îmi place. Și în secunda aia cineva îmi spune ceva și mă întorc și sunt foarte atent. Așa mă surprinde primăvara. Și zic, opa, când a venit oare primăvara? Așa mi se pare. E ca și fâlfâirea unei aripi, de ai tu impresia că o auzi la geamul tău. S-ar putea să fie un înger, s-ar putea să fie o pasăre, s-ar putea să fie orice. Dar e un semn bun care trece prin minte, coboară în inimă și în suflet. Și e un semn care îți încălzește sufletul. Sute de spectatori au venit să asculte muzica preferată, multe piese fiind arhicunoscute și apreciate. Publicul a fost electrizat de-a binelea și a cântat împreună cu Vasile Șeicaru. Bună seara, cum vi se pare concertul? Bună seara, extraordinar! Spuneți-ne, vă rog, ați procurat biletele de pe 14 februarie sau de acum, de pe 24, că știți că a fost amânat. Da, am vrut pe 14, dar vroiam, adică să vin cu persoana dragă și din considerând că persoana era la serviciu, nu am reușit atunci. Cumpărăm că nu putea să... Și de ce, când am auzit la televizor că s-a amânat concert, m-am bucurat din spus de mult și am venit și am procurat bilete deja pentru 24. Și vă plac toate piesele lui Vasile Șercaru. Care vă este cea mai dragă, mai aproape de suflet? Chiar care nu de mult a sunat cu Florile de Liliac. Vă mulțumim, o seară bună. O plăcere, o seară bună și dumneavoastră. Bună seara, cum vi se pare concertul? Foarte bun. Am venit tocmai de la Căușeni să ascultăm concertul lui Vasile Șeicaru, pentru că îl iubim foarte mult. Dar ați procurat biletele de pe 14 sau pe 24? Că știți că a fost amânat. Nu, am comandat acum că am aflat că s-a amânat și chiar ne-am bucurat, fiindcă atunci, știți, cu drumurile era problematic și n-am venit. Dar acum a fost o bucurie pentru noi să venim. Spuneți-ne, vă rog, care piesă din repertoriul lui Vasile Șeicaru vă este cea mai dragă? Aceea, Florile de Liliac. De ce? Nu știu, îmi trezești niște amintiri mai... Am auzit-o prima dată când la cenacul Andrean Păunescu și de atunci o iubesc foarte mult. Vă mulțumim și o seară cât mai frumoasă. Mulțumesc, de asemenea. Se pare concertul? Se pare minunat. Când ai procurat biletele? De pe 14 sau de pe 24? Că știi că a fost amânat. De pe 14 l-am procurat. Spune-ne, te rog, cum a reacționat când ai auzit că a fost amânat concertul?
Deci sunt apărut probleme, dar este important că n-a fost anulat, a fost pur și simplu amânat. Și care piesă din repertoriul lui Vasile Șeicaru ți este cea mai aproape? E, bineînțeles, hitul care a fost cântat la început. Cu Florile de Liliac. Și nu plec așa curând. Dar vedeți că nu-mi da parte la ferente lui. A declarat că vine la Chișinău cu inima deschisă pentru că iubește publicul basarabean, iar în acest an preconizează să scoată un nou album de autor cu melodii de iarnă. Careva proiecte noi pentru 2012? Da, am. Ar putea să fie un album de autor, nu e sigur că am niște piese în lucru, dar un album de iarnă este în lucru, aș vrea să-i dau drumul, pentru că e promis de mult, nu neapărat de colinde, cântece de iarnă și de stat la gura sorbește și de ascultat. Ai dus să pleci cu altul florile de Lilia. Ai dus să pleci cu altul florile de Lilia. Tânărul Inter.